Stă scris la lege și la mărturie. În Samul 149, cu versetul 1, stă scris: Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele lui în adunarea credincioșilor lui. Muzica. Face parte din închinare și este important să ne gândim la următoarele întrebări. Care este atitudinea noastră față de imnurile sfinte ale lui Dumnezeu? Cum cântăm noi laudele lui în adunarea credincioșilor lui, în adunările noastre de fiecare Sâmbătă? Cum percep copiii și tinerii muzica, ținând cont de atitudinea noastră ca adulți? O parte din răspunsuri le putem descoperi și în următoarele citate din Spiritul Profetic. Serviciul de închinare prin cântec să nu fie îndeplinit doar de câteva persoane. Toți cei prezenți să fie încurajați să participe la serviciul acesta prin cântec. Muzica formează o parte din închinare adusă lui Dumnezeu în curțile cerești. În cântările noastre de laudă, trebuie să ne străduim, să ne apropiem cât mai mult cu putință de armonia corurilor cerești. Adesea sunt îndurerată, spune Ellen White, să aud voci neantrenate care ating notele cele mai înalte, țipând literalmente cuvintele sfinte ale unui imn de laudă. Am văzut că toți ar trebui să cânte, atât cu sufletul cât și cu mintea, lui Dumnezeu nu-i place lipsa de armonie, și nici când nu se înțeleg cuvintele cântării. Cu cât poporul lui Dumnezeu cântă mai corect și mai armonios, cu atât îi se aduce lui mai multă slavă, cu atât biserica are mai mult de câștigat, și cei necădincioși sunt mai mult influențați spre bine. Fiecare dintre noi ar trebui să fie preocupat să-i cântăm laudă lui Dumnezeu în adunările noastre cu sufletul și cu mintea, nu doar cu buzele. Să fim exemple pentru copiii și tinerii din familiile noastre în ceea ce privește închinarea prin muzică. Să lăudăm în adunarea credincioșilor lui cu cântări noi, cu voci curate, îngrijite și cu inimi neprefăcute. Doamne, învață-ne să-ți cântăm cu inima, cu mintea și cu vocea și ajută-ne să învățăm pe copiii noștri să-ți cânte în fiecare zi. Alege astăzi un imn și cântă i împreună cu familia. Propuneți ca de câte ori cânți imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu, să fii atent la versuri și la mesajul pe care îl transmiți celorlalți.